Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare, nu e la alegere, nu e nici lună plină. E o etalare, e o etalare despre o situație. În timp ce am amestecat, o să vedem despre ce situație și căutăm detalii despre voi în legătură cu cineva. Veți descoperi. În timp ce am amestecat, a vrut să apară doctor, doctor, doctor. Este valetul de spade și valetul de cupe. Probabil că două tipuri de comunicare foarte diferite, una rațională, una emoțională. Și din cauza acestor diferențe de comunicare, ceva s-a întâmplat, s-a manifestat. Eu știu ce s-a manifestat, vedem ce s-a manifestat. Interesant este că nu se manifestă în practic, iar valetul de monede este într-o zonă a nevăzutului sau nemanifestatului, din cauza că e o energie foarte toxică în preajma uneia dintre voi sau în preajma voastră sau în preajma voastră. Acest diavol umbrește de fapt credința cuiva interesat în steaua și diavolul. Probabil că sunteți trei și când sunt trei e deja prea mult, dar trecând peste această posibilitate, sunteți puși să alegeți, interesant. Dar este un potențial, este ori o relație la început, ori este un proiect. Sunteți puși să alegeți între a manifesta încredere, inovativitate, care vă va aduce fericire, soarele, vă va aduce lumină, vă va aduce vindecare, romantism, trei de cupe, întâlnirea cu sufletul pereche, dacă nu deja v-a adus în această poveste care poate să fie repetor, proiector, oportunitate în relații, dar este ne... a rămas în faza incipientă, a rămas doar un as. Nici măcar nu s-a trecut la materializarea acestui potențial prin valetul de monede, din cauza că unul eventual are foarte multă credință, unul este într-o energie foarte înaltă, celălalt într-o energie foarte, foarte joasă. Și eventual aceste diferențe de energie, de vibrație, de credință, pentru că și diavolul are un anume tip de, nu credință, cât de reguli, de mental, care corupe, care creează adicții, care creează legături codependente, frici, așa mai departe. Tot o chestiune de sistem de gândire, belief system, da? Spre deosebire de steaua care are dorința de a se ruga, de a se vindeca, de a crește, de a căuta lumina și așa mai departe, da? Sunt două tipologii de energii care trebuie să-și găsească, nu musai numitorul comun, eu aș spune că un singur numitor este aici, nu e comun. Numitorul este steaua, credința și cel sau cea care este în această energie toxică, și toxic înseamnă extrem de mult, trebuie să învețe. Interesant, valetul de monede asta înseamnă un studiu. Trebuie să învețe cum să materializeze eventual eliberarea de toxicitate, eliberarea de ce o fi acolo toxic, vindecarea. Și din cauza că sunteți atât de diferiți, unul emoțional, altul rațional, unul are credință, altul nu are credință, ceva, ceva nu se materializează. Dar, repet, afară de faptul că nu se materializează, unul trebuie să învețe. Înainte să iau cărțile, în aceste de cărți, în timp ce am amestecat, a apărut justiția. Nu zic musai că e semnul balanței pentru mine. Deci am zis eu nu mai asociez arcanele majore cu zodii pentru că consider că este o mare limitare a unor energii atât, atât de complexe. Dar posibil să fie. Sau cineva cu planete, nu neapărat zodie, planete. Planetele în zodii reprezintă ceva, zodia în sine este prea complexă ca să o limităm la o carte sau la un semn. În fine. Sau, mai bine zis, un om nu se poate limita la o zodie. E o situație care ține de un contract, de echilibru, de dreptate. Poate să fie și o căsătorie, poate să fie și un job. E o chestiune care ține de karmă. Eventual, acel diavol care și el reprezintă contracte, legături karmice, atât de karmice încât te țin în lanțuri pentru că ai semnat contractul. Și asta e. Suporți consecințele. Și vorbești de contracte care sunt semnate până la moarte. Vai de capul
capul celor care semnează asemenea lucruri, fără să știe în ce karmă intră. Poate cândva o să vorbesc despre lucrurile astea, dar asta e, lumea de mii de ani semnează asemenea contracte și noi acum, în secolul 21, încă trebuie să curățăm karma de mii de ani. A unei naivități, a unei mentalități învechite și a unei manipulări bine organizată. Deci justiția înseamnă foarte multe. Acum vedeți cum se raportează această arcană și acest cuvânt în viața voastră și în această poveste. Repet, poate să fie contract, job, căsătorie, karmică, evident, căsătorile în general sunt karmice. E o chestiune de dreptate, de tribunal, de acte, de echilibru. La capătul setului de cărți, interesant, am oprit amestecatul cărților în momentul în care a venit justiția. 5 de spade, eremitul. Există o tăcere, există o așteptare. Ia uite, asul de cupe și am fost mai devreme asul de monede. E un potențial, există dragoste, există pasiune. Se poate construi ceva de lungă durată, dar, ia uite, roata norocului, întâlnire de destin. Dar lucrurile stau pe loc. S-a impus tăcerea sau hiperanaliza pentru că sunt niște invidioși, pentru că sunt niște bârfe, pentru că sunt niște jocuri mentale, poate să fie ego cuiva, dar, adică cuiva implicat, voi doi, unul din cei doi, sau unul din cei trei, sau unul din cei patru. Hai să vedem situația. Aproape că am făcut jumate de etalare, nu? Dar sunt multe. Dar iar vedem spade, o chestiune de comunicare. Cavalerul de spade a apărut, da? Cineva vrea să comunice, iute, sau este impulsiv în acțiuni. Hai să vedem situația despre care vorbim. 6. 3-6. 6 de bâte. Și iar ce am citit? Am citit altceva? Înseamnă că ieri am citit 6 de cărți și când era altceva, dar nu mai contează. Mă, ăsta e 6, da? 6 de bâte. 6 de bâte e de bine. E victorie. Este, după cum vedeți, este un curcubeu, este speranța cuiva. Că după tot întunericul, tăcerea, conflictele care s-au manifestat, diferențele de comunicare, neînțelegerile, speranța măcar a unuia că totul va fi bine, parcă era o melodie, totul va fi bine. Interesant, judecata. Iar o chestiune de renaștere, vedeți, este un întuneric și apoi este lumină. Este un întuneric și aici este curcubeul și lumină. Renaștere. Dorința, cineva își dorește să se împace, magicianul să manifeste împăcare. Regele de spade, personaj rațional, nu dau zodii, pentru că poate să fie și un semn de apă foarte rațional, vă rog frumos. Dacă are planete multe în semne de aer, este foarte rațional. Deci, oricine poate fi acest rege de spade, este persoană rațională, logică, cu mai puțină credință în Dumnezeu, credință în sine, credință în știință, credință în anumite reguli, dar în principiu, în varianta sa bună, este un om de bună credință, însă de bună credință, nu în Dumnezeu, însă care nu a acordat suficient credit emoțiilor sufletului, inimii sale și altora, evident. Dar acest personaj vrea să manifeste ce? Judecată. În primul rând, judecă. Am văzut și eremitul. Analizează. E într-o stare de regret. Da, regret. Ar vrea să vină să comunice. Să fie, nu știu cât de romantic, dar se exprimă parte din emoțiile sale. Însă se controlează cu temperanța, își reține și a reținut cel puțin până acum acest gest pentru că știe, e conștient, am zis că e inteligent, dacă n-am zis zic acum, e conștient că trebuie să se vindece de un abandon, de niște traume, de o singurătate, de tendința de a se însingura, interesant. Și să știți că oamenii se însingurează fără să știți voi. Poate îi vedeți așa
glumeți zâmbăreți la locul de muncă sau când vorbesc cu voi, dar nu știți ce în sufletul omului și ce face când ajunge acasă, că de singur se simte și casa aceea poate să fie plină cu nu știu câți oameni, cu copii, cu nepoți, cu părinți, cu soț, soții și tot singur să fie. E un personaj mai, cel puțin aceste cărți, pare mai introvertit. Dar acest personaj gândește bine, judecă, am văzut ara eremitul, da? Și își dorește să manifeste o renaștere. Poate să fie renașterea sa sau o renaștere între voi doi, o victorie, renaștere și victorie. 6 de bute înseamnă cucerirea lui paradisului, nu musea paradisului, cât a unui ideal, a unei fericiri pe care până acum probabil o considera mai puțin care cuvântul posibilă. Tocmai pentru că credea că lucrurile trebuie să meargă așa cum au mers din moș strămoș, că relația nu trebuie măsai să fie ideale și nici super fericite. Am zis, nu se gândea atât de mult la suflet, la inimă, la sentimente. Nu, că trebuie să fim, ne facem datoria să... Da, chestii de genul ăsta. Ia uite, luna. E o frică de emoții, este o confuzie, dar în varianta sa bună poate să fie reconectarea cu această judecată și rege de spade, reconectarea ora acestui personaj, ora unuia dintre voi la intuiție și atunci lucrurile, în momentul în care acționezi din intuiție, manifest altfel. Manifest altfel. Hai să vedem totuși. Ce acest 6 de... Nu, aș vrea totuși nu. Hai să clarificăm aici, 6 de bâte. Clarificăm 6 de bâte. Deci dorința de a câștiga. Opa, turnul! Într-un mod neașteptat. Iar soarele apare și iar valetul de cupe. Da. Fericirea cuiva neexprimată trebuie exprimată. Și atracția dintre voi. Turnul. Mai dăm o carte. 6 de bâte și turnul. Ok. Mai dăm o carte ca să înțelegem pe deplin. E, cât de cât. Uite, 2 de bâte, iar ne complici. Cu cât căutăm detalii, cu atât ne complicăm, dar asta e. Mai dăm o carte, ce are de ales? Între ce și ce? Mai dăm o carte, 2 de bâte. Este un moment special la la răscruce de vânturi. Împărăteasa și 9 de spade, aoleu, aoleu. Dragile mele împărătese, dacă voi vă faceți griji, vă rog frumos. Vă rog frumos că nu e cazul. Ar putea să fie interesant. Ia uite, iar judecata. Și spânzuratul. Și 10 de cupe. Și marea preoteasă. Și. Aici este intuiția cuiva care începe să funcționeze. A unui a funcționat dinainte, a celuilalt începe acum prin această legătură, prin această prietenie, contact, nu zic fizic, mental, emoțional dintre voi, conexiunea, aș spune mai bine, intuiția celui care nu funcționa începe să funcționeze și să înțeleagă, de fapt, de ce și-a întârziat fericirea și cum ar putea, dar dintr-o altă perspectivă, să o manifeste, să o renască. Eu aș spune că este așa. Am spus că cineva judecă, probabil că ați recunoscut personajul din viața voastră. Prima carte a venit victoria, apoi turnul care înseamnă și separarea dintre voi care a produs judecată și toate efectele pe care le creează o separare, dar și o trezire, pentru că separarea vine cu o trezire mai devreme sau mai târziu, a celor implicați și interesant, se împarte în trei și cei care rămân de o parte din vechile relații vor fi afectați, asta vreau să zic. Deci o separare, dorința de a manifesta o reușită
Poate că într-un mod brusc, ori vine dorința, ori vine acțiunea într-un mod brusc, variază de la om la om. Într-un mod neașteptat, cineva, voi știți, personajul acesta va intra în viața voastră pentru că e pe cale în acest moment, în această zi, în aceste zile, în aceste săptămâni, pentru că știm că energia este mult mai fluidă, acest personaj alege. Trebuie să aleagă, s-a trezit, e pus. Cum să zic, nu la zid, este forțat de situație să gândească altfel, să intuiască și eventual să manifeste relații fericite. Deci judecă, 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 își face planuri. Cred că deja a ales. Pentru că a apărut 9 de spade și împărăteasa, dar împărăteasa era deasupra. Asta înseamnă că se renunță la griji. Noaptea rațiunii naște monștri, naște viermi, viermi mentali, prea multe griji, prea mult stres, nu atrage nimic pozitiv, una la mână, în orice domeniu. Cu alte cuvinte, și dacă rămâi ranchiunos pe cineva, nu doar că relația cu acel personaj nu mai funcționează, dar nu mai funcționează și alte relații, da, e bine să ierți. Asta așa, în plus, am spus în plus, așa că mai dau și eu din casă, poate unor cam prea mult. Deci, cine e aici, este pe cale să vină într-un mod impulsiv, neașteptat, să manifeste victorie, să dorească să cucerească sau mai bine să recucerească ceva ce s-a dărâmat. Dar nu poate să recucerească ce s-a dărâmat, ci poate să reconstruiască. De-aia apare împărăteasa. Împărăteasa este și femeia divină. Pentru că trebuie să aleagă între o gândire negativă sau personaje negative sau un personaj negativ și un personaj pozitiv, evoluat, elegant, radiant, în sensul frumos al cuvântului. Și iar trebuie să aleagă, puteți să fiți voi, puteți să fiți și voi aici, trebuie să alegeți între griji și creștere, abundență. Și abundența n-are cum să vină în acest mental. Clar. Deci mesajele pentru mine, nu știu cum citesc alții, adică știu că am ascultat și eu, în engleză ascult destule. Eu văd cărțile că spun mesaje și despre voi și despre situația în general și despre cealaltă persoană. Eu așa le văd. Acum voi preluați ce vă doriți. Ia uite. Cineva a fugit de emoții. Dacă spune, vai, fugăciosul, mincinosul, strategul, șmecherul, dar sunt oameni care undeva în preajma mamei lor, ia uite, poate a, ops, pentru mini, posibil acest personaj să fie avut o mamă care controlează sau un tată care încearcă să-și țină în controlul ori mama, ori soția, ori emoțiile și una și alta, poate le-a trăit, da? Și atunci manifestă ce a văzut acasă. Și a atras personaje, soț, soții, care s-au purtat ca părinții. Ei, și această luptă între control și emoții, între dorința de a acționa și el și ceilalți după niște reguli și puterea noastră de a comunica și de a acționa prin intuiție e o mare, mare, da, diferență. Și se creează un mare conflict. Este quadratură, berbec, rac, dar nu vorbesc de zodii, vorbesc de mai multe. În fine, deci acest stil de a fi a atras sfârșitul acestei relații, cred. Cred. A provocat pierderea unei oportunități, a provocat răni, da? Iar lipsa, indeciziile. Și ce vreau să spun? Acest personaj a fugit pentru că așa a văzut, pentru că așa a fost învățat. Așa a fost învățat. Nu că-i caut scuze, dar trebuie să înțelegem temperanța. Trebuie să vă vindecați. Eventual și ei trebuie să se vindece. Am spus pentru că aceste mesaje vin și pentru voi și pentru ei. Ha, 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 ha. Clarificăm.
niște cărți simple. Clarificăm un pic situația. Clarificăm situația. Faetonul. Da, e momentul de decizie, plănuirea de a veni, pentru că șase de bâte înseamnă acțiune, cineva călare de obicei, da? Și la faeton nu mai e călare, e pe rotițe. Cu mașina, cu bicicleta, cu ce-o vrea. Dar, ia uite. Ups, ce am văzut, ia uite unde s-a deschis. Îndrăgostiții, asul de cupe. E o dragoste mare, atracție mare. Și pasiune, la distanță posibil. La distanță. Aici este înțelegerea cuiva în acest turn și în această judecată. Măi, trebuie parcurs această distanță, pentru că dacă stai la distanță, apare suferința și nu face bine. Suferința aduce ce? Noaptea minții. Viermarea asta mentală și emoțională. Versus creșterea spirituală, versus abundența, versus dragoste. În primul și în primul rând, puteți să fiți voi aici. Faetonul care... Sunteți decis să mergeți către steaua voastră, să munciți, să vă transformați, să vă găsiți stabilitatea și abundența, că tocmai am vorbit de împărăteasă, și voi aveți de ales între mai multe opțiuni, oportunități, personaje, relații sau joburi sau activități sau hobby-uri. Scurt. Acum, dacă e să vorbim de celălalt personaj, despre care știți voi cine e acest personaj, că l-am descris suficient de bine. Acest personaj chiar vrea să vină, își face planuri, cum să creeze, pentru că trei înseamnă creație. Probabil că încă mai muncește ca să strângă ceva bani, eventual, ca să manifeste un vis eventual, e o speranță. Între timp cât muncește și până vine, mai visează un picuț. Dar, clarifică 7 de cupe de curiozite. 7 de cupe. Dar cu turnul și asul de spade cam înțeles, nu prea mai sunt confuzi. Eu cred că mai degrabă starea de dorință, de visare. Eventual, dacă e un personaj, acest personaj visează la femeia divină și când vorbesc de femeia divină, nu vorbesc musai de o femeie, cât poate să fie un bărbat care reprezintă energia feminină. Într-o energie generoasă, frumoasă, bine, și împăratul poate să fie frumos. Generoasă, receptivă, clarificăm 7 de cupe. 7 de cupe. Cineva speră că va putea să cucerească, știe că va fi destul de greu să cucerească. S-ar putea să fie primit cu ușile nu musai închise, întredeschise. S-ar putea să fie primit cu oarecare reticență dacă, dar eu cred că s-a manifestat turnul separarea și decepțiile pe care le-am văzut mai devreme. Cine vine, de-aia muncește, încă mai muncește, pentru că știe că nu va fi greu, nu va fi ușor, pardon. Avem o carte pe 7 de bâte. Într-un fel există o dorință de a-și apărea un vis, o speranță. E o luptă. Ia uite. Vor fi lupte. Trebuie să se lupte, trebuie să-și facă curaj. Și trebuie să transforme eventual, iar 8 de monede și 8, e în plin proces de transformare. Eventual, să se lupte să nu mai viseze atât și să treacă la acțiune, să se lupte să nu mai viseze atât și să muncească pentru realizarea visului, pentru că e frumos să ai vise. Și eu visam că o să fiu artist. Da? Pe la 18 ani, 16 ani visam, dar până n-am trecut la acțiune, nu? Până n-am făcut pregătire, până n-am dat la facultate, asta vreau să zic. E ușor să visezi. Dar ce frumos e când se manifestă, nu? Trebuie să lupte, să nu mai fie defensiv, să învețe eventual să fie mai deschis, pentru că împărăteasa înseamnă deschidere, exuberanță. Împăratul și împărăteasa. Probabil că acesta este împăratul. Împăratul și împărăteasa.
Și aici este conștientizarea, să zic, în ce ritm variază de la om la om, a ceea ce trebuie să facă pentru a fi cei doi împreună, da? Doi oameni puternici, împăratul și împărăteasa. E ceva de lucru, e ceva de luptă. Hai clarificăm și eu, dacă tot am intrat pe clarificări, clarificăm. Da, vrea să vină și să se întâlnească două suflete într-unul, să se manifeste uniunea celor două energii opuse, dar complementare. Clarificăm 8 de monede. La ce muncește, domnule, atâta? 8 de monede, da? Unii poate muncesc pentru un copil, pentru că văd o separare și asta, și am văzut și justiția, și asta poate să sugereze ori un divorț, ori niște chestiuni în tribunale, da? Posibil să muncească și pentru un copil. Și din acest motiv lucrurile se manifestă greu pentru că trebuie să-și împartă timpul, finanțele, eventual energia. Alții își fac griji, griji mari, cum să exprime, cum să ofere stabilitate și să exprime și emoții în condițiile în care lor le e frică de această latură emoțională, frică de emoțional, frică, așa simt, frică de emoțional. Sunt mult mai confortabil cu latura practică, materială, dar lângă acest personaj, regina de cupe, care o fi împărăteasă eventual, trebuie să-și deschidă sufletul și aici este o mare frică, da? Este și interesant, luptă, trebuie să luptă, nu e luptă, scuzați-mă, este o muncă interioară în a exprima măcar câteva emoții. În a exprima eventual niște scuze. Poate cu scuzele astea să vină și cu un val de monede, că l-am văzut mai devreme, cu un cadou, cu ceva, că își dau seama că au, adică nu va fi ușor de cucerit acest vis. Clarificăm faetonul. Măcar o dată pe săptămână, dar mă nu cu altele și dacă o să încep să lucrez pentru Expo, nu știu cum o să, dar în fine. Faetonul, te rog frumos. Și am impresia, nu, asta o iau și pe asta, o iau și pe asta. Iar luna, 6 de bâte, da, vrea să vină. Acest personaj vrea să vină. Interesant, 6 de cupe înseamnă împăcare. Lumea poate să sugereze iar distanță, o distanță destul de mare, sau în sfârșit de capitol, că am văzut turnul, am văzut separarea, am văzut judecata, dorința de a deschide un nou capitol. Lumea înseamnă și un final de capitol și un nou capitol, chiar dacă nu e zero. Aha, deci se dorește încheierea unei povești care a adus durere, 10 de spade. Și împăcarea cu cineva, interesant. Ia, dă-mi un pic de... Ia, clarificăm 10 de spade, despre ce vreau. Wow, ia uite. Regele de bâte, 10 de cupe și asul de bâte. E acest împărat. Dar până să manifeste și alte aspecte ale sale, personaj pasional, plin de încredere, cu o mare pasiune, acum, o nouă mare pasiune, bănuiesc că pentru voi. Bănuiesc că pentru împărăteasa sa. Dar până să înțeleagă că e împărăteasă, până să înțeleagă că trebuie să facă niște eforturi să se elibereze de trecut ca să manifeste acest nou început și această fericire, probabil că prin acțiunile sale, mai mult sau mai puțin voite, s-a manifestat acest 10 de spade.
o perioadă de timp cu trădări, neînțelegeri, discuții, argumente și cu alții, nu doar cu voi, da? Oamenii implicați, toți oamenii, nu doar voi doi, s-au simțit trădați, neînțeleși. E un ciclu. Ciclu de trădări. Acesta trebuie încheiat cu lumea. Acesta trebuie încheiat. Și eventual să vină să manifeste împăcare pentru că am văzut 6 de bâte înseamnă victorie și avem aici spânzuratul, stagnarea sau amânarea din cauza acestor probleme, din cauza acestor probleme și acum dorința de împăcare. Da, ia uite. Deci a stagnat 10 de cupe care iară. Deci tot timpul cât acest personaj nu s-a manifestat față de voi, a încercat să pună capăt unor situații care nu sunt benefice relației voastre. Așa simt să traduc. Să traduc și să transmit. Așa pare. Așa pare că a încercat. Pentru unii posibil acest personaj, bărbat, femeie, poate să fi rămas cu un copil sau cu niște copii. Dintr-un divorț trebuiască să muncească pentru ei, dar în continuare visează că lucrurile se vor transforma, e dispus să lupte, să se străduie, da? Să manifeste, pentru că tot timpul acesta, acest personaj a sperat că pasiunea care atracție, magnetismul dintre voi, vă va aduce împreună, pentru că semănați unul cu celălalt, poate unul e asul și celălalt este regele, da? Interesant cum zice. Unul are tronul, celălalt are toiagul, sceptrul, mai bine zis. Așa am simțit. Probabil că vă completați, amândoi sunteți puternici, am zis. Și din acest motiv a sperat că acest ideal se poate, vis, da, se poate materializa. Și sper în continuare. Da, va trebui să muncească mult, să se lupte mult. Acum este tăcere sau. Da. Ia uite, spânzuratul, magicianul, moartea și eremitul. Amânările care au fost considerate manipulări de către cineva. Poate voi ați zis că v-a manipulat, dar amânările au fost din niște motive serioase. Acum, poate că și ei s-au eliberat de niște oameni care i-au manipulat în trecut. Și una și alta este posibil să fie valabil. Dar, între voi, tăcere. Moartea pasiunii, în aparență, că pasiunea omânește. Știți ca vulcanii aia care stau câteva sute de ani fără să facă nimic și vum, explodează, da? Erup. Pasiunea este, chiar dacă ați spus voi că nu mai e nimic. Concluzia, hai să tragem și o concluzie. Deci acest personaj încearcă să vină, își face planuri cum să manifeste ce? Împăcare, creștere, întâlnirea cu voi. Scuze, încă lucrează, că este foarte mândru probabil acest personaj. Mai dăm o carte pe această putere, hai să mai vedem. Ia uite, Regina de cupe. Dragoste este. Trebuie să învețe să exprime această dragoste, nu doar pasiunea. E ușor. Pentru unii se exprime pasiune, să exprime faptul că vă apreciază cu cadouri, cu la la la, dar emoții mai greu exprimă lumea și aici este un chin, să zic. Mai în continuare, regele și regina de cupe, ia uitați și asul de cupe. Și asul de cupe și 4 de monede. În continuare ține acest personaj la voi. Probabil că și voi aveți luptele voastre interioare. Vorbesc de voi că majoritatea sunteți doamne, dar poate să fie și invers. Încercați, nu vă supărați dacă vorbesc doar de doamne. Adaptați-vă!
Limbajul. Gândiți că spun domne în loc de doamne, da? Interesant ce mai simt. Iar un mesaj în plus. Acest 10 de spade, sau mai bine zis, acest ciclu de dureri, de dezamăgiri, de trădări, să fie atins punctul culminant când acest bărbat sau ce-o fi fost femeie, poate a fost și femeie, acest personaj pasional, să zic, impulsiv, sexual, s-ar fi dus sperând că iarba e mai verde, s-ar fi dus într-o aventură. Și în loc de iarba e mai verde, a văzut că de fapt nu e chiar atât de verde, e cam uscată, cam... Și a încheiat capitolul, da? Și acum se gândește să vină să se împace. Posibil și asta un mesaj. Un mesaj. Ia dăm pe împărat o carte. Nu mai zice nici nu este împărat. Ce care bărbiță nu e obligatoriu. Ia uite, regele de monede. Mai, pentru unii, pentru mine, regele de monede înseamnă ori un personaj cu bani, ori un personaj cu responsabilități familiare tradiționale. Asta poate să însemne un soț. Da? Ambii reprezintă soți pentru mine, sau oameni implicați în afaceri, în joburi care aduc bani, în business. Păi tot ai afacere sau business, tot ai. Dar mai găsiți voi ce alte sinonime vreți. Da. Eu cred că s-a cam uitat așa, în secret, deși era într-o căsătorie sau într-un anumit sistem, așa în secret s-a mai uitat, s-a mai spionat așa cât o chick girl, cât o regină de bute. Hmm. Dar reginele de bute vor doar bute, în general, nu obligatoriu. Și, repet, nu mă refer la nicio zodie, este o metaforă, evident. Regele de bute vor bâte și probabil că aici a fost ceva și n-a mers. Asta e. Eu cred că a fost o aventură pe undeva care a distras atenția. De la dragoste, de la cuplul acela, regele și regina de cupe, împăratul și împărăteasa, de la cuplul acesta puternic care se poate manifesta. Poate s-a lăsat și cu copilaș aventura pentru unii și acum trebuie să plătească consecințele. Asta e. Dar se dorește totuși. Așa. Revin la mesajul pe care l-am spus. În cazul în care acest personaj a întârziat ca să-și aranjeze niște treburi în viața lor personală, să încheie un ciclu, ca să vină, să poată manifesta cu spor această întâlnire, acest cuplu, această pasiune frumoasă, acest personaj cred că visează să aibă copii cu voi. Muncește la manifestarea unui copil cu voi. Interesant. Da. Asta e. Pentru că împărăteasă înseamnă și mamă. Acum, înainte să închei, întrecând peste toate opțiunile și posibilitățile, nu opțiune, posibilitățile pe care vi le-am explicat mai devreme, dacă voi, că alegerile sunt ale voastre și planurile sunt ale voastre, dacă voi nu mai vreți să-i blocați pe acești oameni, veți deveni mai puternice și va trebui în această transformare a voastră către
împărăteasă, să treceți prin regina de cupe, să treceți printr-o fază în care vă iubiți pe voi, îi iertați pentru că e plină de compasiune și empatie, îi înțelegeți și iertați pe ca să puteți să atrageți creștere, da? Am zis, nu puteți să atrageți creștere dacă aveți ranchiună. Și aici este cheia evoluției voastre. Evoluției voastre. Și împăratul și regele de monede sugerează că intrând în această vibrație înaltă, vă veți atrage oameni care să vă protejeze și să conțină toată această vibrație frumoasă într-un mod frumos. Da, cam asta e. O să mai fac și alte etalări. Sper că hai nu, hai totuși finalul înainte de... Da, iar am vorbit mult. Hai să vedem finalul până la urmă din această poveste. A apărut un 4 de cupe. Clarificăm 4 de cupe. Clarificăm 4 de cupe. Mai dăm o carte, 5 de monede. Wow. Ah, două suflete. Evident că vorbesc despre două suflete perechi. În aceste s-a văzut împăratul și împărăteasa, apar cuplurile divine, regele, regina de bâte, regele, regina de cupe, puteți să fiți, dacă sunteți împărat și împărătese, regii de bâte și de cupe pot să reprezinte manifestări diferite ale voastre. Manifestarea sexuală, manifestarea emoțională, da? Aspecte ale voastre. Nu neapărat alte cupluri. Dar aici s-a întâmplat ceva, probabil că de-aia apare și separarea. De-aia trebuie să se lupte acest personaj. Pentru a demonstra dragostea. Pentru a exprima. Ia uite, Marea Preoteasă. Încă o carte. Ia uite. Uite, turnul. Da, iar decizii. O reconstruiește prin cucerire, ori las. Mă, o familie s-a rupt, sau o prietenie, 4 de bâte și turnul. În această poveste și vedem turnul, am văzut mai devreme, o prietenie și o familie, poate și una și alta, au fost druncinate ca să se reconstruiască ceva. Regina de bute, dă bine aici. Dă bine aici, regele și regina de bute. Ideea este că da, acest personaj trebuie să-și facă curaj. Trebuie să-și facă curaj, că degeaba e curajos în alte situații dacă nu este cu voi. Clar. Dăm în continuare această concluzie finală. 4 de cupe, 5 de monede, 8 de cupe, Marea Preoteasă și mai ce? Mai dăm ceva. Mai dăm, mai dăm, mai dăm, că nu sunt multe, sunt conflicte. Sunt conflicte, sunt discuții, sunt certuri, chiar. Jocuri mentale, manipulări. Da, imediat vă zic. Mai vreau o carte, pentru că nu e suficient. Mai vreau o carte, ia, asta cum e. 9 de cupe, dar a venit pe orizontal. Mai, da, haide să vă zic, da. Prostia cuiva, scuzați-mi expresie, prostia cuiva sau imaturitatea. Acest personaj va trebui să se trezească, pentru că întâlnirea dintre voi asta îl provoacă sau o provoacă. Ia uite, deci este căsătorit, într-adevăr, este căsătorit, căsătorită sau relație de lungă durată, regele și regina de monede. Acest împărat asta face. E căsătorit cam toată ziua, are responsabilități, v-am zis că are responsabilități, dar apare această dragoste. Dar v-am zis, suflete perechi, ia uitați-le, suflete perechi, flăcări gemene. Da, această conexiune este dincolo de înțelesul lor. Cum ați intrat voi împărăteselor, împărăteasa, în viața lor? În condițiile în care
ei, dom'le, n-aveau timp de dragoste, trebuiau să se ocupe de responsabilitățile, na, pe care și le-au asumat că le vor duce la bun sfârșit. Și v-au blocat, aici vreau să ajung, au blocat împărăteasa. A mai apărut mesajul ăsta, nu știu ce etalare. Și-au blocat sufletul pereche, ca să își ducă mai departe, da, problemele, responsabilitățile. Am zis mai devreme, pasiunea a existat, speranța a existat, visul încă există, se dorește materializarea lui. Și totuși, posibil, cred că în ultima vreme încearcă, am văzut justiția, poate să însemne separare, încearcă să se, și turnul cu patul de monede, de bâte, încearcă să se elibereze de aceste responsabilități, de acest stil de viață în care a trăit, s-a trădat. De-aia apare mincinosul. Nu doar că minte pe alții sau fuge de dragoste sau fuge de anumite lucruri, efectiv fuge de el însuși sau însăși. Asta e. Deci, acest personaj va bloca împărăteselor sau domnilor, dacă sunteți, repet, în varianta feminină, generoasă, blândă, probabil că voi sunteți aici unii, da? Am spus deocamdată concluzia. Concluzia este că acest personaj speră, dar a venit acest nou de cupe pe orizontal. E, repet, e în faza de alegeri, de plănuiri, este în transformare, este în faza de procesare, de search, ce s-a întâmplat, pac, a picat internetul, s-a rupt legătura, s-a rupt ceva, să vedem search, băgăm, eu știu, modem în priză, ce s-a întâmplat, e în faza în care încearcă să se reconecteze, să se reconecteze prin această mare preoteasă. Dar a fost un refuz? A fost un abandon, a fost o detașare emoțională, nu vreau să mai au nici de abandon, nici de refuz, că mă concentrez pe nu știu ce, da? Și toate lucrurile astea în secret, în tăcere, că am văzut eremitul. Dar undeva, în acest proces de transformare și de alegere și de replănuire, parcă văzuse în steaua și diavolul, nu? Ar vrea să spere că se mai poate reface ceva. E pe orizontal, n-a venit în poziție nici normală, nici anormală. E într-o anumită poziție. Puteți să fiți voi care nu mai aveți chef deocamdată de oameni care v-au părăsit și să se lupte. Vedem ce înseamnă lupta. Vedem ce înseamnă demonstrație în dragoste. Veți trăi și veți vedea. Pentru că această demonstrație nu se face nici într-o zi, nici într-o lună. Ar putea să fie chiar energia voastră. Am spus, etalările sunt versatile, sunt complexe, voi vă regăsiți în funcție de ceea ce descriu. Acum, rămâne de văzut câți v-ați regăsit aici și cum veți confirma această poveste. Vom mai face, evident, și cred că mai ascultați și în altă parte, normal. Vă inspirați voi în legătură cu direcția pe care vreți să o manifestați, dar evident că asta e cea mai frumoasă. Și eventual nu uitați că trebuie să iertați 9 de spade, să iertați, să treceți peste griji ca să manifestați dragoste față de voi și abundență. Cât timp aveți ranchiună și stres, nu veți atrage nimic bun. De-aia nici 9 de cupe nu e în poziție normală. Haideți, vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Ceau, ceau, numai bine!